Tău. Te aștept la poker, Festus. Da, mulțumesc mult de tot. Bine. O seară bună mai departe. O seară bună și ție. Bună dimineața, Eugen. Da, a fost Eugen Constantin favoritul acestei finale, dar care, iată, a plecat primul. Ca așa se întâmplă în poker, favoriții pleacă primii și câștigă cine nu ne așteptăm. Vorbesc serios? Iată cum se succed în cascadă olinurile și colurile. Am anticipat de la început că nu o să fie o partidă lungă. Olin și col. Sorin Ivancescu. Da, versus Cătălin Dumitru, cei doi Wonder Boys de pe pozițiile 2 și 3 de la masă. În acest moment se înfruntă cu șanse aproape egale. Sorin, care riscă să fie eliminat, puțin tel în față, însă în acest moment popă damă. Nu prea e bine. A mai prins și carouri. Bine, dar să plec și eu la mai nevent. A mai prins și carouri. Yes, bravo. Deci am luat echet. Simplu și scurt. Bye, bye! Da, în acest moment, Sorin Ivancescu, care promitea să domine partida prin agresivitate și un stack mare, a rulat destul de normal, na, nu pot să zic că a rulat prost, și pleacă. În acest moment s-a intrat în premii, dragii mei, în nici 5-7 minute, fulgerător. Nici n-am apucat să-mi trag sufletul, erau 7 în joc, mai sunt 3 jucători. Unul ia tichetul spre World Series of Poker 2020. La vară, la sfârșitul lui iunie, va zbura la Vegas. Pozițiile 2 și 3, câte un tichet la 888 Live București. Iată situația la Fise. Cătălin Predoiaș, care a tăcut și a făcut acolo în cămașa albă în centru. Mare chip leader și în criză uriașă de Fise, Marius Apostu, care are totuși asigurat, dacă cumva va fi primul eliminat, va are asigurat cine va fi eliminat. Petre are asigurat un tichet de 220 de euro pentru 888 Live București. Pas 3. Zic unde e, da? Colonul.